captured. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. Piesa lui Eminem a fost prima piesă rap care a câștigat un premiu Oscar. Parcul futuristic Six Flags Magic Mountain din Valencia, California, are o temă muzicală foarte interesantă, care este o metaforă pentru nenumăratele tentații din lumea modernă. Ulterior a fost redenumit Oblivia. Desigur, ultimul videoclip al lui Katy Perry, Chain to the Rhythm, este filmat acolo. Nu aveți cum să nu știți piesa lui Sam Smith, Stay With Me. Oh, won't you stay with me? Însă știați că, de fapt, corul de pe fundal este tot vocea artistului, suprapusă de 20 de ori? Featuring-ul lui Iggy Azalea cu Rita Ora, adică piesa Black Widow, a fost, de fapt, compusă de Katy Perry. Piesa anilor 2000, Let Me Blow Your Mind, cântată de Eve împreună cu Gwen Stefani, a inspirat-o pe Charlie XCX să colaboreze cu Iggy Azalea pentru piesa Fancy. În timp ce filmau videoclipul piesei lui Taylor Swift, Shake It Off, producătorii au dat drumul la muzică heavy metal pentru a împiedica pe oricine se afla aproape de studioul de înregistrări să audă piesa înainte de lansare. În ziua în care Keisha trebuia să filmeze clipul pentru Hideaway, artista a reușit să-și rupă o coastă. A dansat la filmări, chiar dacă avea o durere îngrozitoare, și astfel au putut să tragă chiar două duble. Piesa Umbrella a Rihannei a fost inițial scrisă pentru Mary J. Blige. Stilul vestimentar al lui Kanye West a atras atenția întregii lumi. Chiar Michael Jackson însuși l-a sunat la un moment dat să-l întrebe de unde este o jachetă pe care a purtat-o în videoclipul piesei Stronger.